Bună seara, stimați telespectatori! La ediția de astăzi, alegerea lui Popescu, avem o personalitate foarte specială. Voi spune doar atât, este vorba despre domnul profesor Victor Alexandru, o persoană foarte specială pentru invitatul nostru permanent, Dan Cristian Popescu. De aceea nu o să fac o introducere mai amplă de atât și o să-l rog chiar pe el să continue. Domnule Popescu, de ce domnul profesor Victor Alexandru, ce înseamnă el pentru dumneavoastră și pentru sectorul 2 în general? Așa cum am promis încă de la începutul acestei emisiuni, fiecare săptămână propunem povești de succes din diverse domenii de activitate. Domnul profesor Victor Alexandru, o personalitate în lumea matematică, în lumea algebrei, a predat 36 de ani la Universitatea București, la Facultatea de Matematică. Am avut și eu privilegiu și onoarea de a susține lucrarea de diplomă cu dânsul atunci când am absolvit Facultatea de Matematică. Este o personalitate cunoscută în lumea matematică, internațional, spun, dar în plan social o persoană retrasă, nu a făcut niciodată caz public, nu este prima emisiune la care participă și am considerat un lucru foarte important ca să-l avem astăzi invitat și să prezentăm telespectatorilor noastre o personalitate în adevăratul sens al cuvântului, care locuiește în sectorul 2, o persoană retrasă social, nu ați auzit în ziare, reviste, dar o persoană care și-a făcut treaba cu temeinic, a pus România pe harta matematicii internaționale, are 10 sau poate sute de lucrări, o să ne spună chiar dânsul, au trecut prin mâna dânsului mii de studenți sau zeci de mii probabil și a făcut treaba acolo unde a fost cu excelență, pot să spun. Nu vreau să vorbesc eu mai mult decât vorbește dânsul. Domnule profesor, de astăzi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Este o onoare și un privilegiu să vă avem ca invitat. Spuneți-ne cum a început povestea dumneavoastră cu matematica. De ce matematică? Da, m-am simțit atras de matematică și de științe în general din timpul școlii, mai ales primii ani de liceu. Și de matematică și de fizică, pot să spun. Am participat la concursuri școlare, la olimpiade, începând din clasa a noua. Reușind să ajung în etapa națională, nu am avut, pot să spun, la vremea respectivă rezultate deosebite de a participa la loturile acestea de pregătire pentru Olimpiada Internațională, dar pasiunea pentru matematică s-a consolidat treptat. Aveați pe cineva în familie în zona asta de științe exacte? Nu, n-aș putea să spun. Dar am fost încurajat în direcția aceasta de părinți. Pe de o parte, pe de altă parte, am avut la școală profesori buni, foarte buni chiar, și la gimnaziu și la liceu. Și aș putea să spun nu numai la matematică, în toate discipline. Din câte mi-aduc aminte, am avut profesori de care mi-amintesc cu respect și de mulți dintre ei chiar cu afecțiune. Cum era privită matematica în perioada aceea? Era dificil de intrat? Cum era examenul? Cum era privită în societate? Vă referiți la intrarea la facultate. Da, se poate spune că era un examen, deci când am intrat eu în 1969, un examen, un ansamblu părea candidaților destul de dificil. Am fost prima promoție cu 12 clase, atunci s-a introdus în clasa 12-a studiul algebrei moderne, al structurilor algebrice și poate lucrul acesta a făcut un pic dificilă.
Știu că în anul respectiv au rămas pentru toamnă aproape jumătate dintre locuri au rămas neocupate. Intrarea la facultate a însemnat un salt calitativ, în sensul că a apărut o perspectivă nouă. Deci matematica nu înseamnă numai rezolvarea de probleme în aspectul acesta competițional, sportiv, într-un anumit sens, ci înseamnă deschiderea unor orizonturi, unor perspective. Era și o perioadă când studiul algebrei abstracte luase un avânt, un avânt deosebit și lucrul acesta se vedea în felul în care se desfășurau cursurile, seminariile, seminariile științifice, cercurile. Apropo de ce însemna matematica mult mai mult decât rezolvarea acestor probleme, ca o curiozitate, dacă ați văzut filmul sau poate ați citit cartea despre matematicianul John Nash și acea teorie a lui care a revoluționat până la urmă economia, n-a avut atâta aplicație în matematici cât în teoria alte aspecte ale societății. Jocurilor strategice, da. Ați încercat sau ați experimentat și dumneavoastră aplicații ale matematicii în diverse alte zone? Mai puțin aș putea să susțin acest lucru, însă în ultimul timp, deci începând din anii 90, în cercul de cercetare în care m-am integrat, au fost și sunt și actualmente preocupări într-un domeniu al algebrei și teoriei numerelor care, surprinzător poate pentru cei mai neinițiați, au căpătat în ultimele decenii și mai ales în ultimii ani posibilități de aplicare în științele experimentale. E vorba de așa numită analiză non-standard sau analiză p-adică sau metode p-adice care au devenit interesante, mai mult chiar importante și pentru procesul în acesta de modelare în anumite științe experimentale, în fizică, chiar în biologie. Deci fără a avea... Adică cum vedem acum diverse modele cu posibilă evoluție a virusului, poate fi un model matematic de tipul acesta de... Da, e posibil și în cazul acesta particular. În orice caz există preocupări de modelare în biologie. Pe de o parte sunt metode probabiliste, statistice, care au o anumită vechime, dar există și direcții de cercetare legate de ceea ce spuneam anterior, metode p-adice, analiză p-adică, o conexiune oarecum neașteptată dacă ne gândim la situația de acum câteva decenii, o perspectivă de aplicare a matematicii abstracte în chestiuni legate de viață, în sensul cel mai apropiat. Cât de mult au schimbat calculatoarele lumea matematicii? Desigur, foarte mult. În primul rând, mijloacele acestea de comunicare prin internet au făcut ca posibilitatea de informare să fie mărită substanțial, care exponențial, de a afla rezultate foarte rapid, de a avea acces la biblioteci întregi. Înainte vreme era un timp era, când îți ajungea o carte scrisă în Statele Unite, o vedeai după 2-3 ani. Cu atât mai mult un articol era dificil de
de accesat din acestea recente. Acum lucrurile sunt foarte, se desfășoară foarte rapid. Foarte rapid. Și este o schimbare radicală. Și aceasta este mai ales beneficiul, bine, și un beneficiu general, dar mai ales al tinerii generații, al celor, să zicem, până în 50 sau chiar în curs de formare. Înțeleg că v-ați făcut teza de doctorat sub supervizarea chiar a domnului profesor Popescu, tatăl domnului... Domnul profesor Nicolae Popescu. Cercetător, tatăl domnului Dan Popescu. Cercetător de faimă mondială în domeniul algebrei și ulterior al teoriei numerelor. De fapt, întreaga mea formare profesională și de cercetare este strâns legată de îndumarea domnului Nicolae Popescu, care la seminarul de cercetare al căruia am participat începând cu ultimul an de facultate. Nu am avut chiar șansa de a face cursul de algebră chiar cu dumnealui, însă persoana dânsului, personalitatea dânsului era bine cunoscută în facultate prin cercul de algebră și teoria numerelor pe care l-a condus vreme de multe decenii. Practic, din câte știu, asta cu mult înainte de a ajunge eu, de prin anii, de la începutul anilor 60, când încă era student, până aproape de 2010, putem spune. Și întreaga mea activitate de cercetare este strâns legată de seminarul condus de domnul Nicolae Popescu și de colaborarea cu dumnealui, cu alți tineri pe vremea aceea, cu care am rămas în legătură destul de strânsă și acum, chiar după 2016, când nu mai sunt în activitate directă, nu de predare, sunt profesor asociat. Dar continui o activitate în măsura posibilului și sunt destule posibilități la un seminar în cadrul Institutului de Matematică, seminar care chiar de poartă numele domnului Nicolae Popescu. Da. Presupun că matematica nu s-a schimbat foarte mult pe parcursul celor 36 de ani de activitate, dar mă gândesc că studenții s-au schimbat de-a lungul timpului. Cum au fost generațiile de studenți? Ce vă mai amintiți din generația domnului Dan Cristian Popescu? Sigur, sunt niște schimbări. În anii, chiar și în anii 90, examenul de admitere la facultate era destul de dificil, aveam o calitate medie a studenților ridicată, chiar foarte ridicată, și pot să spun că domnul Dan Cristian Popescu ca student m-a impresionat în sens pozitiv, foarte pozitiv, chiar și prin aptitudini și prin seriozitate, și de fapt lucrul acesta nu a fost de natură să mă mire, ci doar să confirme mediul în care a crescut, a evoluat. Din câte mi-amintesc, chiar ca elev ați avut niște rezultate frumoase la olimpiade în anii 80. Dar cât de mult lucra cu dumneavoastră, tatăl dumneavoastră? De ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că uneori părinți care sunt eminenți în spațiu public nu prea au timp de proprii copii. Îi neglijează. Uneori se mai neglijează decât alți elevi. Am lucrat cu dânsul, cu tata, dar după 1990 a fost destul de desplecat din țară și atunci erau niște perioade în care
Nu era nici internet pe vremea aia? Nu... Da, nu era internet, deci au putut pleca și dumneavoastră tot așa după 90 ați putut pleca din țară. Da, desigur, după 90 chiar domnul profesor Nicolae Popescu, deși o personalitate de seamă pe plan internațional, n-a putut ieși din țară înainte de 90 decât o singură dată, în anii 70, la un congres de matematică la Moscova. Deci în Occident n-a putut pleca. După aceea, în mod natural, a avut dese plecări. La patru dintre ele l-am însoțit și eu. Da, în Franța, în Belgia, de câteva ori. Ce însemnau aceste plecări? De ce era importantă prezența românească acolo? Era, sigur, au fost niște colaborări, de exemplu, în Belgia a fost niște colaborări în cazul unui contract de cercetare, numai unui acord chiar interguvernamental între prin anii 90, la sfârșitul anului 90, între guvernul României și cel flamand, că Belgia este o federație. Și a fost important aceste colaborări, au fost de natură să stimuleze activitatea, să motiveze o dată mai mult. Au fost și posibilități de informare suplimentară la niște biblioteci foarte bine dotate și însăși contactul acesta, sigur, pentru, în cazul domnului Popescu, au fost deplasări cu mare densitate de activitate pe toate continentele, se pare, nu, afară de Australia. Așa. În cazul meu au fost aceste deplasări în Europa, care m-au ajutat, m-au deschis niște orizonturi și au fost niște oportunități pentru care sunt recunoscător. În această măsură în care, înainte de 1990, au fost o lipsă faptul că nu putea să mergeți la întruniri internaționale, nu puteți să comunicați cu matematicieni din alte țări. Da, eu, sigur, eram mai tânăr atunci, aveam un asistent, dar lucrurile sunt foarte frapante în sens negativ, având în vedere că personalități de prim rang în matematică, în știință, nu puteau ieși din țară din cauza unor suspiciuni de ordin ideologic la vremea respectivă. Ce putea să fie ideologie în matematică? Nu, poate era o teamă că fuge cineva din țară. Că va rămâne fiind atât de bine văzut o persoană de mare înălțime profesională, care, bineînțeles, ar fi fost foarte prețuit și la marile universități sau centrele de cercetare din afară. Tot din câte știu și din discuțiile pe care le-am avut înainte de 90, că eu am susținut, deci am fost sub îndumarea domnului profesor chiar începând cu 1976, după terminarea facultății, am susținut teza sub îndumarea dânsului în 84. Deci din discuțiile care au apărut la seminar, mi-am dat seama că dânsul nu avea de gând să rămână undeva în afară, era, se simțea strâns legat de țară, de familie, de seminarul nostru și avea gânduri de a dezvolta din punct de vedere științific activitatea din facultate
și în general în domeniul acesta al matematicii. Domnule Popescu, dumneavoastră ce vă aduceți aminte din facultate, în particular despre domnul profesor Victor Alexandru și de ce l-ați ales chiar pe dânsul ca și coordonator al lucrării dumneavoastră? Fiind lucrarea de diplomă în zona algebrei și domnul profesor era unul dintre cei mai apreciați profesori de către studenți, a fost o alegere cumva. Era un cumva profesor natural. Sever? Ce vă amintiți din facultate? Nu sever în sensul că inspira frică, în sensul studenții mergeau la curs de plăcere, deci era unul dintre cursurile unde mergeai pentru că nu îți plăcea. Nu pentru că luai absență. Da, nu din punctul ăsta de vedere, nu era persoană de vedere, dar te făcea să vii la curs cu alte metode, nu prin frică. Și de ce algebra? De ce ați ales algebra? Că... Da, nu știu, poate a fost și o alegere inspirată de la tatăl meu, dar a fost și un domeniu în care m-am simțit cel mai confortabil. Deci este și domeniul care practic nu depinde de calculatoare, nu? E interacțiunea calculatorului foarte mică. Sau, oricum în anii 90 așa era situația. Nu era, pentru că ați întrebat dumneavoastră mai devreme. Vreau să întreb pe domnul profesor, cum vede evoluția, nu știu, învățământului românesc în ultimii, evoluția sau nu știu, involuția în ultimii 40 de ani? Care ați fost prezent în acest proces de învățământ. Dacă să mă refer la ce am văzut înăuntrul facultății, și în afară, spun, și înăuntru și da, în afară. Înăuntru facultății am văzut o evoluție, mai ales deci, și în anii 80 și în anii 90. Deci o anumită deplasare a centrului de greutate spre matematicile aplicate, spre informatică, calculatoare. De exemplu, în prezent cam două treimi dintre studenții facultății noastre sunt pe domeniul informatică, fie teoretică, fie aplicată. A crescut foarte mult. Da. E drept că după anii 90, mulți studenți foarte buni au ales să facă studiile de master, de doctorat în afară, însă în anii de licență, deci în primii 4 sau acum se fac 3 ani, dar înainte se făceau 4, chiar 5 ani, consider că au avut posibilitatea să lumească cunoștințe de bază temenice, bune. Și cei care au plecat au fost bine apreciați în acest sens și au avut o evoluție bună. E drept că în ultimii ani, deci mă refer chiar după 2000, o anumită densitate, să zicem așa, de talente, de valori, mai ales în partea aceasta de matematică teoretică, mă refer la cei care vin la facultate pentru, în zona didactică, pentru a fi profesor sau partener de cercetare, densitatea aceasta valorică a mai scăzut. Deci nu mai scăzut, atrage facultatea talente? Atrage, există o anumită polarizare. S-a scăzut în general nivelul, astfel încât nu mai avem atât de mulți oameni care să vină din spate cu suficiente cunoștințe și bază încât să acceseze un nivel avansat de matematică. Avem în bună măsură, dar o bună parte dintre ei
sunt tratați să urmeze chiar cursurile de licență și mai ales de masterat la universități din afară. Deci în acest context. Pentru că noi avem un paradox. Avem foarte mulți olimpici internaționali, înțeleg, în științele acestea, matematică, informatică și mai departe, dar înțeleg că totuși la nivelul mai de bază nu mai sunt așa de mulți care să devină profesori de matematică de nivel înalt. Da, atracția pentru cariera de profesor, din păcate, s-a diminuat. Aici însă cred că sunt niște cauze de ordin social, economic. Până nu de mult salariile profesorilor erau foarte, foarte mici și nu exista o motivație suficient de mare în acest sens. Care s-a mai reglat în ultimul timp? Da, există într-adevăr o reglare, o anumită reparație în acest sens. Și e de sperat ca în viitor apropiat să constatăm o atracție mai mare pentru cariera didactică, care la matematică în particular, dar nu numai. Aceasta are o mare importanță, cred, în plan social. Și nu numai pentru prezent, pentru acești câțiva ani, ci chiar pentru perspectivă de a contribui la ceea ce s-a numit deja, această expresie este consacrată la edificarea acelei Românii educate. Pentru că da. Dumneavoastră, să spunem, formați o grupă de 40 de studenți. Dau un exemplu, nu știu cum erau grupele, poate ne povestiți cât de mari. Ceva mai mici, 20. Formați o grupă de 20 de studenți. Dar acești 20 de studenți, dacă ar fi ajuns profesori la liceu, să spunem, ar fi avut fiecare către 4-5 clase, poate mai multe, cu niște 10 de elevi în fiecare, ar fi format niște sute de elevi în fiecare an și pe parcursul carierei lor, sigur. Ar fi format, deci, în probabil asta, niște zeci de mii, adică piramida de impact al unei astfel de grupe poate fi foarte mare la nivel social. Deci pregătirea în facultate poate să fie un germen a unei plante care, dezvoltându-se, poate să ajungă la dimensiune impresionantă. Aveți profesori care au fost studenți și de care sunteți foarte mândru, care profesează și au făcut performanță sau cumva ați văzut că vă calcă pe urme în ce v-ați dorit dumneavoastră? Bineînțeles, am avut șansa în anii 80, când eram doar asistent, să fac seminare de algebră la câteva grupe în care au fost studenți eminenți, studenți foarte buni, nu numai rezultatele obținute în facultate, ci și în cercetare, și care au devenit cercetători și sau profesori la universități de prestigiu din Statele Unite, din Europa Occidentală, cu sau la Institutul de Matematică al nostru, al Academiei Române, cu doi dintre ei am avut chiar și am încă privilegiul sau șansa de a colabora începând cu anii 90 și chiar până în ultimii ani. A fost și este într-adevăr o prilej de bucurie lucrul acesta. Și acesta nu este doar, am dat acest exemplu doar la mine, dar cred că exemple sunt numeroase. Deci acei studenți foarte buni care ulterior au făcut studiile de master, de doctorat și au evoluat profesional și în cercetare în alte părți, au păstrat și păstrează o legătură frumoasă și
temeinică cu, cu, cu țara și putem spune că sunt români în, în diaspora care contribuie prin activitatea lor la ridicarea caritativă a matematicii românești, a științei românești în, în general. Sunt, sunt multe, multe exemple se pot da. Eu nu știu decât doar câteva, dar sunt foarte bucuros privind în urmă de, de aceste evoluții și de, de această situație. Și asta dă niște speranțe și pentru viitor, cu un fel de a face politică în plan social, economic, mai, mai îngrijit, mai cu gândul la nevoile de bază, nu numai cele imediate, și de perspectiva ale țării, cred că avem șanse bune de, de, de evoluție frumoasă. Și cum, cum credeți că a fost și este acum văzută matematica românească în, în plan mondial? Și cum credeți că este matematica văzută în plan național? Deci cum ne, ne raportăm noi ca popor la matematicieni și la matematică și pe de o parte, pe de altă parte, cum sunt văzuți din afară? Pentru că la un moment dat erau niște rezultate foarte bune la, la olimpiade. Sunt domenii în care România este bine văzută, nu știu, era gimnastica, sigur, a femeii, da, și da, matematica era, era prin zonele, sigur, de, sigur, de, de top. Cum mai este acum văzută și cum, față de cum era văzută înainte? Cum credeți? Sigur, sunt multe exemple care arată că în, nu numai în ultimile decenii, dar chiar începând cu anii 1900 am avut matematicieni de mare prestigiu internațional și ca profesori și ca, și, ca și cercetători. Și unii dintre ei s-au afirmat și în plan social. E de demarcat acest lucru, să ne gândim la personalitatea binecunoscută, de fapt, de toată lumea, a lui Spiru Haret, care după ce a avut o contribuție însemnată în plan științific prin teza sa, care a fost apreciată chiar de marele Alin Poincaré, ulterior s-a dedicat activității sociale în țară, devenind un ministru de, al educației de referință, așa, la vremea respectivă și, chiar peste, și, și peste timp, și va rămâne, așa. Sigur, se pot da așa și multe alte, multe alte exemple. Și în ultimele decenii avem nume de matematicieni români care acolo rezultate, acolo opera a fost și este apreciată, este citată și trebuie spus că în, în domeniul algebrei unul din aceste nume este chiar al domnului Nicolae Popescu. Este împreună cu încă cineva, sunt două nume de matematicieni români citate în marea enciclopedie de matematică rusească, mă rog, sovietică la vremea respectivă. Și alte nume de foarte, foarte importante, Traian Lalescu, Gheorghe Țițeica, un nume iar bine cunoscut de matematician care s-a afirmat și în plan, în plan social, fiind într-un fel părintele dezvoltării informatice în, în România, este profesor Igore Moisil, pe care, da, am avut șansa să-l, să-l ascult în, în anul întâi de facultate, la un curs facultativ îl făcea și
mulți mergeam doar ca să-l auzim, așa încântați de prezența dumnealui. Iarăși în domeniul al rezultatelor la olimpiade ale tinerilor noștri, ele sunt absolut remarcabile privind în deceniile. Acum mai suntem, da, în top? Este într-adevăr o anumită scădere, o anumită nu mai suntem chiar în topul acela al primelor, dar lucrurile sunt oarecum fluctuante. Pot fi și cauze, și cred că sunt cauze de circumstanță. Valoarea tinerilor noștri nu cred că este mai mică acum. Probabil că poate nu mai este o motivație atât de importantă. Dar ce credeți despre teoria conform căreia în România există o predilecție mai mare pentru matematică, este un IQ mai ridicat față de alte țări? Ce credeți? Nu știu. Poate fi doar o... N-aș îndrăzni să spun. Da, oricum, cred, adică practica, istoria ultimelor decenii arată că am avut și avem persoane și personalități care au reușit să ajungă la performanțe importante în plan matematic, în plan științific. Contează însă și cadrul social, motivația, așa când privim la o mulțime mai mare de oameni, la o populație întreagă. Și aspectele acestea care țin de contextul regional și global și de motivație. Motivația se schimbă, se mai fluctuează. Până anii 70-80 motivația de evoluție în plan științific și nu numai, și literar sau artistic, de realizare individuală în planul acesta, era foarte mare, deoarece motivația de evoluție în alte domenii, unde erau constrângeri de ordin ideologic, era foarte redusă. Acum posibilitățile sunt mult mai diversificate, începând după 90. Dar am o curiozitate, domnule profesor, dacă ați dezvoltat pasiuni cumva tangente matematicii, de exemplu, dacă ați jucat șah, sunteți un pasionat de șah? Doar ca amator și fără a fi foarte competitiv, chiar ca amator. Dar pot să spun că am avut o anumită, nu știu dacă se spun slăbiciune sau înclinare afectivă chiar, ca meloman, nu ca interpret, spre muzică. Adică se spune că în spatele muzicii este destul de multă matematică, de altfel. Da, da, în structură, sigur, există chiar tradițiile vechi, începând de la Pitagora, care a fost un matematician, creator de școală, filozof, dar și este important și pentru istoria muzicii. Dar și practica arată că ascultarea unui anumit tip de muzică, mai ales cea clasică, preclasică,
oferă un cadru în care o anumită o persoană poate să gândească, să liniștească cumva mentalul de bombardamentul acesta de informații de, care apar în cotidian și să reușească să adune gândurile și să îi fie favorabil pentru a lucra. Adică e și să ajute în general la ajungerea la un echilibru, la o armonie, deci muzica, sigur, și un anumit tip de muzică are o funcție importantă, folositoare în plan individual, al psihologiei individuale, dar și în plan, și în plan mai larg, social. Și lucrul acesta l-am simțit. Domnule Popescu, dumneavoastră n-ați urmat o carieră în matematică, dar îmi aduc aminte de un element în care mă gândesc că poate formația dumneavoastră matematică v-a ajutat și în felul ăsta putem să arătăm telespectatorilor că matematica chiar nepracticată ca profesor sau poate duce la unele rezultate pozitive în viață. Știu că ați fost un jucător activ pe bursă și la un moment dat aveați rezultate foarte bune. Nu știu dacă în prezent vă mai ocupați de investiții pe bursă. V-a ajutat matematica? Mult mai puțin, nu direct. Probabil că matematica te ajută să-ți ordonezi mintea, gândurile și să iei anumite decizii rațional. Deci nu e o aplicație directă, e o aplicație indirectă, dar cred că matematica te ajută atunci când iei decizii de business. Am înțeles că sunt foarte mulți manageri bine cotați care au pregătirea matematică și e marile corporații preferă un matematician ca manager. Deci există o legătură între modul de a gândi și deciziile bune pe care le lua pentru profitabilitatea firmei. Și logice, pe o structură de logică. Cred că avem nevoie în societate de mai multă logică și de mai multă ordine în gândire. Aș vrea să-l întreb pe domnul, să-i propun domnului profesor, un mesaj pe care ar vrea să-l trimită, să-l transmită prin intermediul emisiunii tinerilor care vor să facă matematică și, mă rog, care vor să studieze. Prin prisma experienței dânsului de profesor atâta timp. Cred că cariera de matematician, fie în plan didactic, fie în plan de cercetare sau de utilizarea matematicii în aplicațiile ei mai mult sau mai puțin directe este o acțiune foarte, foarte profitabilă pentru evoluția unei tânăr. Deci universitățile noastre asigură o pregătire de bază temeinică și tinerii pot să ajungă la un grad de pregătire care să le permită ulterior o dezvoltare frumoasă. Chiar și cariera de didactică e de natură să oferă mari satisfacții profesionale, a forma tineri în gimnaziu, liceu, a transmite nu numai cunoștințe, ci și
metode de, de, de a ajuta să-și modeleze gândirea, să aibă un fel rațional de a, de a privi lucrurile. Asta cred că este un, un mare beneficiu pentru formarea tinerilor, nu numai ca profesioniști, și ca cetățeni și ca oameni în general. Vă mulțumesc, domnule profesor, foarte mult pentru că ne-ați onorat cu prezența. Domnule Popescu, dacă doriți un cuvânt de încheiere. Aș vrea să îi mulțumesc domnului profesor Alexandru pentru prezență, pentru tot ce a făcut pentru matematică în general, pentru Universitatea București, pentru Facultatea de, de Matematică, pentru miile de, de studenți care i-au trecut prin mână. Și să rog să mai vină la astfel de, de emisiuni, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care dânsul le are de spus și sunt lucruri care ar putea fi de mare folos telespectatorilor noștri, special celor mai, mai tineri. Mulțumesc, cu plăcere. Vă mulțumesc pentru invitație, pentru posibilitatea de a spune câteva lucruri din amintirile mai, mai vechi sau mai noi legate de activitatea pe care am, în care am fost, nu pe care neapărat am depus-o, ci în care am fost integrat. Vă mulțumim, domnule profesor. Din păcate, timpul alocat emisiunii noastre a expirat. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența. Așadar, stimați telespectatori, este bine să remarcăm printre noi astfel de profesori eminenți care au avut și au un impact important în societatea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de programele Canal 33. Revenim după o scurtă pauză publicitară.